Mulțumesc foarte mult, domnule Piperea. Acum, povestea asta cu impactatul este cât se poate de firească, pentru că e normal ca în momentul în care intervii în reglementarea vieții economice din România, avocații să fie în zona de impact, să zic așa. Noi am anticipat, atât la nivel de Uniune, cât și la nivel de Comisie Juridică, împrejurarea că trebuie totuși să venim în consonanță cu mersul vremii și că trebuie să trecem de la hârtie la forma electronică, nu de alta, dar într-un stat vecin cu care uneori ne comparăm, de vreo 10 ani de zile toate societățile se înființau în formă electronică, foarte repede și fără niciun soi de complicație. Este și motivul pentru care în anul trecut sau acum 2 ani am început practic inițiativa, am introdus o modificare la legea 51 care viza practic posibilitatea avocaților de a testa declarațiile de la spălarea banilor și respectiv specimenul de semnătură. Pentru că era o situație extrem de interesantă legată de împrejurarea că în contextul în care e de notorietate faptul că, în general, societățile comerciale sunt înființate prin intermediul avocaților, oricine vrea să-și constituie o societate are nevoie de o constanță de specialitate, dacă sunt mai mulți asociați, sunt reguli care trebuie într-un anume fel reglementate, se duce la un avocat care trebuie să-i redacteze actele. Și era extrem de penibilă situația în care, după ce redactai actul constitutiv și redactai declarațiile, îi spuneai omului, domne, zic că există două variante. Mai avem nevoie de un specimen de strânsă și declarație de spălare a banilor și fie te duci la notar, putem să facem o programare eventual, fie te duci la Registrul Comerțului, unde un funcționar de Registrul Comerțului rezolvă problema asta. Îmi amintesc că a fost o discuție foarte interesantă, pentru că noi ne-am dorit ca această discuție să o avem și cu colegii de la notari publici și am vorbit cu președintele Uniunii, cu conducerea Uniunii, cărora le-am explicat cât se poate de faptic în esență. Noi nu vrem să afectăm portofoliul notarului, dar ne dorim ca dacă omul vine să-i faci o societate comercială, să-i poți să faci cap-coadă, pentru că e o chestiune care blochează activitatea. În momentul ăla am anticipat, știam de mersul Ministerului Justiției, un demers mai vechi al ministrului Predoiu, încă din primul lui mandat de rit nou, a avut această idee și a existat un proiect în sensul ăsta. Ulterior, n-a mai fost Predoiu ministru, a venit băiatul ăsta la Constanța, care, mă rog, a renunțat la toate proiectele care erau un lucru și ne-am bucurat datorită faptului că venim și noi în rândul lumii și că, mă rog, accesăm metodele moderne de a înființa societăți comerciale. Fără discuție, legea este perfectibilă. Aici nu există nicio îndoială. Pe de altă parte, însă, și acum o să ies puțin din sfera activităților avocațiale, unde o să mă întorc în scurtă vreme, și o să intru în zona activității parlamentare, una din marile probleme ale activității parlamentare constă, și asta o spun cu toată sinceritatea, constă în dorința fiecărui parlamentar de a fi util și vizibil. Și atunci, sunt foarte mulți colegi care au o idee, da, pe care ulterior nu mai sunt convinși de ea, dar până în momentul în care nu mai sunt convinși de ea, au făcut o inițiativă legislativă. Și întotdeauna se găsesc apologeții acestei situații. Astfel te trezești în zeci de situații în care ai propuneri de modificare și ca să discutăm de zona asta, a legii 31, de modificare a codului de procedură civilă, de modificare a legislației care impactează în zona asta. Nu vorbesc de penal și de alte lucruri, că acolo ponderea este imensă. Ei, în momentul în care o inițiativă este lansată, da? De foarte multe ori reglementarea finală nu are nicio legătură cu ideea de la care s-a pornit, ci pur și simplu corectează câte ceva și ne zicem într-o situație în care avem la o lege foarte multe corecturi și practic nu mai există nicio viziune a legii respective, nu mai există nici practic posibilitatea ca citind-o să înțelegi cât se poate de firesc ce vrea să spună. E și motivul pentru care ideea de a modifica legea 31 în ceea ce privește autorizarea societăților a fost binevenită, pentru că venea cu o procedură unitară. Există în momentul de față o preocupare la nivelul comercialiștilor din România, care au așa o ușoară nemulțumire despre faptul că sintagma cu profesioniștii, da? Am un lapsus în momentul de față, dar o să înțelegeți. Comerciant versus profesionist. Bun, nu comerciant, dar e ideea asta cu
litigiile cu profesioniști, era o sintagmă care nu vine în momentul ăsta. Așa, a cam scos dreptul comercial din zona de a discuta practic despre dreptul comercial și sunt convins că și în sală sunt oameni care știu, probabil că una din discuțiile importante viitoare care se va face în mediul juridic, domnul Perea știe, în mediul universitar, va fi dacă nu cumva ar fi cazul să readucem dreptul comercial ca și materie, ca și disciplină în zona drepturilor, cum a fost? Metru, pot să te întreb puțin? Noi aici, la Camera de Comerț și Industrie, anul trecut pe vremea asta, am făcut o conferință, mulțumesc domnului Daraban pentru asta, dedicată ideii unui nou cod comercial. Mulțumesc. Și atunci începusem și o să termin ideea, începusem că această idee de a modifica foarte mult a creat foarte multe de servicii. Pentru că uneori apare pe piață o anumită idee, da? Cu camera, da? Un exemplu, da? Apare pe piață o anumită cuidă cu și se trezește cineva că aici nu stai puțin că nu e bine, că uite ce vor să facă ăștia. Nimeni nu mai citește proiectul de lege, da? Dintr-o dată se creează un anumit curent și la un moment dat, nici măcar dacă vii și le arăți, le spui, bă, pe site, nu, domne, noi știm ce vor să facă, da? Ei, asta este principala chestiune care încurcă foarte mult, pe de o parte, procesul legislativ și, pe de altă parte, încrederea în faptul că poți face și lucruri bune. N-aș vrea să închei fără să îi mulțumesc lui Gigi Perea că mi-a ridicat o temă pe care aș vrea să o abordez. Am fost numai departe de acum două săptămâni de zile la o masă rotundă organizată de Consiliul Concurenței la Comisia Economică a Camerei Deputaților. Tema era generoasă, era capital versus integritate și independență. Discuția vizând practic toate profesiile liberale, toate. Inițiativa pornea, așa cum am spus, de la Consiliul Concurenței, care în baza unei directive europene a comandat un studiu ale cărei concluzii sunau la modul că poate că ar fi preferabil ca în România formele de exercitare ale profesiilor liberale, și nu mă refer aici doar la profesia de avocat, mă refer la experți contabili, la contabili autorizați, la arhitecți, la medici veterinari, la sociologi, așa, să fie deținute de capital care să nu aparțină profesionistului. Adică mai pe românește, un investitor să poate să-și facă o firmă de avocatură, o firmă de contabilitate, o firmă de medicină veterinară, să-și angajeze avocați și să intre pe o piață concurențială. Principalul avantaj al acestui gen de abordare fiind acela că într-o concurență acerbă prețurile scad. Eu discuția asta am mai văzut-o când s-a liberalizat energia. Am trăit-o, i-am văzut pe toți la televizor, ne spuneau, domnule, va scădea prețul concurență și, mă rog, a spus atât de bine încât s-a triplat. Bun, acum, lăsând autoironia la o parte, fără îndoială, camera face o treabă bună, faptul că pune în discuție anumite teme și anumite teme care pot fi și criticate, pot să genereze și păreri contrare, este foarte bine. Este foarte bine pentru că în momentul în care lucrurile se discută, probabil că 80%-90% din ceea ce înseamnă fake news și dezinformare dispare, tocmai datorită faptului că o discuție mai lungă permite ca anumite idei să se cristalizeze. Eu i-am spus prietenul meu, domnul Daraban, i-am zis, dragă Mihai, în legătură cu prima lege, una din probleme a fost că n-a existat o dezbatere publică. Pentru că dacă exista o dezbatere publică, și eu spun cu prietenie, că eu am fost unul dintre care am susținut legea, dacă exista o dezbatere publică, 3/4 din fake news-urile care au fost aruncate exact în momentul când eram un proiect legislativ, da, ar fi fost decantate în spațiu public. 6 luni de zile, după 6 luni de zile, existau niște oameni care își asumau și mergeau mai departe, da? Pentru că una din problemele cu care Camera de Comerț a confruntat a fost legată de faptul pentru că Camera are foarte mulți prieteni. Când e vorba să facem declarații, cred că în amfiteatru să mai trebuie să facă 10 amfiteatre. Ei, în momentul în care trebuie să-ți asumi o anumită chestie pentru cameră, o să constați că se golește. Rămân 4-5 așa și îi vezi pe undeva, pe nu știu unde, da? Deci, din păcate, asta este realitatea. Eu sper ca în legislația care va fi dictată în viitor să se gândească arhitectura într-o asemenea manieră în care camera să poată avea o funcție
care să nu fie doar formală, da? Și personal eu o să concur la, o să-mi dau concursul la această... Plagiatul pozitiv. Ok. O să-mi dau concursul la realizarea unei asemenea arhitecturi. Mă bucur că e și Gigi în zona, în zona asta, care fără discuție experiența lui din comercial și modul în care, modul în care vede lucrurile, le vede progresist. Eu personal mi-aș dori ca, și poate că excep puțin temei, dar cu siguranță are legătură așa măcar la tot sensul, eu mi-aș dori ca, eu văd următorul lucru, că reprezentarea României în lume, care este făcută prin, în general, prin, acum e prin Ministerul Antreprenoriatului, cred că după spargere s-a dus la antreprenoriat, dar prin atașație... Și pleacă acum la agenția de lângă premier. Ok, bun. Deci, constat că nu funcționează. Și constat treaba asta, eu fiind și observator OSCE și ducându-mă în diverse țări emergente, unde am ocazia să văd cum se mișcă niște lucruri. Cred că avem modelul Ungariei. Ungaria, de exemplu, mă rog, mie îmi place că în momentul în care Ungaria face o chestie care noi nu o facem, ne place, în momentul în care nu vrem să facem anumite chestiune, o luăm cu iliberalismul și alte lucruri. Dar am văzut, de exemplu, pe organizarea comercială a Ungariei, am văzut că la ei, Camera lor de Comerț și Industrie este puternic susținută de stat. Mai mult, are reprezentanți în zonele care sunt priorități investiționale sau priorități comerciale. Cred că în ipoteza în care Camera de Comerț și Industrie ar reuși, în baza unei noi poziționări de arhitectura viitorului, să poată să reprezinte practic investitorul din România, comerciantul din România, cred că ar fi mult mai bine pentru noi, datorită faptului că în momentul ăla, practic, am putea să introducem un criteriu de performanță la cel pe care îl trimitem la Beijing, la Brasilia, la Dubai sau alundeva. Pentru că în momentul în care lucrează pe criterii comerciale și în momentul în care îi face valoarea în raport de ce a produs, ai niște criterii comensurabile pe care în reglementarea care există astăzi în zona statală este foarte greu să o realizezi, datorită calității de funcționar public, datorită statalității, datorită legislației care protejează funcționarii care lucrează acolo. N-aș vrea să mă lungesc, motiv pentru care îmi exprim încrederea că lucrurile vor evolua bine în ce privește Camerele de Comerț și Industrie. Fac o mică paranteză. În momentul când a apărut legea și a fost o polemică serioasă în legătură cu acea taxă pe care trebuiau să o plătească toate persoanele fizice autorizate și persoanele juridice, pentru că în categoria respectivă erau și avocații nefiind înscriși la Registrul Comerțului și având un alt tip de regim, și atunci am avut o discuție cu Mihai Daraban, dar faptul că inclusiv în mediul avocațial această informație a circulat și a luată cu credibilitate arată că dezbaterea publică n-a existat așa cum trebuia să existe la acel proiect. Eu îi mulțumesc lui Mihai pentru invitație și lui Gigi și dacă, în măsura în care pot, o să susțin toate acele proiecte care sunt în interesul antreprenorului, iar în ceea ce privește calitatea de vicepreședinte al Uniunii Proletariatului al Barului București, întotdeauna am fost un partener al Camerei de Comerț și Industrie, nu de alta, dar noi lucrăm cu antreprenorii și știm foarte bine care sunt problemele lor. Mulțumesc mult!